50 de lei, plătit în 14 zile, ajunge la 25 de lei. Anul trecut am început să protestăm în fața primăriei capitalei, cerând primarului general ca să mărească amenziile pentru deficit. Chiar omul a fost destul de receptiv, zic eu, pe 31 octombrie a băgat pe ordinea de zi a Consiliului Municipal un proiect de hotărâre prin care se măresc amenziile pentru defrișări de 100 de ori. Doar că ghiciți ce? Pe 31 octombrie, consilierii galbeni, care sunt parte din majoritate, au plecat din ședința de consiliu. N-a mai fost forum, nu s-a mai votat nimic în ziua respectivă. Ulterior, am mai trimis petiții. Pe 29 februarie anul ăsta, a băgat din nou pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru mărirea amenziilor de defrișări. Același proiect, amenzi mărite 200 de ori. Pe 29 februarie, oamenii s-au dus frumos în ședința de consiliu și au zis: domne, nu vrem să mai fie pe ordinea de zi proiectul ăsta, scoteți. Dar primul a trebuit să-l scoate, ca să-l din nou blocau ședința, plecau, nu mai era zborul. Mai recent acum, pe 2 aprilie, din nou a intrat pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru mărirea amenziilor. De la 25 de lei cât e acum amenda pentru defrișare, și vedeți aici în ce hal a putut să distrugă. La 25 de lei costă mai mult benzina pentru politiștia locală care se deplasează de când scot din amenda de defrișare. E, pe 2 aprilie au votat abținere și a picat din nou proiectul de hotărâre prin care defrișările să poată avea o sumă decentă ca amendă. Ei, pe destul de recent, au început să strângă semnături ca să salveze parcul Iore. Întrebarea mea e: cum vor ei să salveze parcul Iore în moment ce au majoritate peste tot? Și în Consiliul General, și la primăria de sector. Niște mincinoși liberali și PSD-iști. Niște mincinoși. Din cauza sau cu complicitatea lor s-a distrus parcul ăsta. 12 hectare de spații verzi distruse. Am legat de primărie și consilieri și locali și municipali, binevoitorii au existat, dar nu trebuie. Așa că pe 9 iunie avem ocazia să votăm și vă recomand, mergeți, documentați-vă, verificați pe cine votați. Pentru că oamenii vor să ajungă următorii 4 ani în fruntea sectorului și au capitale, vor decide inclusiv soarta parcului ăsta. Mergeți la mâna, documentați-vă, pentru că fără ei nu o să putem salva nimic de aici. Uitați-vă pe toate buletinele, analizați cum vreți voi, nu mai documentați-vă. În momentul de față, nu puteți face prea multe. Deci avem așa.